La școala generală Marin Breda din Pitești, ziua a început în agitație. Elevi de aici și profesori atât din școală cât și de la alte unități s-au pregătit pentru sesiunea de cercuri pedagogice. Astăzi au loc cercurile pedagogice. Vom găzdui două cercuri, cercul învățătorilor din Pitești și cercul profesorilor de matematică. Avem 6 colective care își vor desfășura activitatea și le vor prezenta colegilor din Pitești schimburi de bune practici, modele de activitate didactică. Știu că de obicei elevii sunt liberi când sunt aceste cercuri. Ce fac elevii dumneavoastră la școală? Au venit foarte mulți cu părinții, care sunt alături de ei și de noi. Sunt destul de încântați pentru că vor arăta și altor colegi, altor domni învățători și profesori cum se face carte în școala noastră. Profesorii își împart ideile noi în privința metodei de predare. S-a ajuns chiar la matematică pe acorduri de pian. Iar elevii îmbrăcați toți în uniforme și-au făcut lecțiile pentru a primi doar laude de la vizitatori. Copiii astăzi, la partea de educație civică, vom analiza faptele unor personaje, vom vedea ce este bine și ce este rău comportamentul lor și vom deschide niște învățături pe care trebuie să le avem în viața noastră de toate zilele, și de școlar, dar și în afara școlii. De obicei, într-o astfel de zi, elevii claselor 08 au liber și profită astfel de weekend prelungit.